Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă pentru ziua de marți. Să vedem ce energii sunt marți 9 mai. Cum vor fi energiile zilei pentru fiecare zodie. Este o zi a unor mari evenimente, aș putea să spun, care țin și de întâlniri importante, de drumuri, de la drumuri, cu instituții, cu persoane importante, cu niște inițiative care pot fi hotărătoare, aș putea să spun, niște clarificări, un ajutor, un sprijin, un sfat, o îndrăgostire pentru unii dintre voi. Puteți să aveți niște întâlniri importante în care poate că chiar vă puteți îndrăgosti sau aveți un câștig de cauză într-o chestiune care ține poate și de vreo dreptate, de vreo, cumva stelele vă sunt favorabile să vă aducă, mai ales ca doamne, poate într-o situație puțin mai dreaptă, mai echitabilă. Aici cumva puteți avea de-a face chiar cu niște întâlniri importante la nivel de societate, cu unde anumită doamnă are un cuvânt de spus. Văd că sunt niște hotărâri, niște decizii, niște sfaturi, niște... aveți de-a face cu niște profesioniști, cumva clarificați ceva pentru visele voastre, poate. Chiar puteți visa, aveți vise poate profetice, vă puteți visa ursitul unul dintre voi, că știți, poate fi și acest lucru. Haideți să vedem ce se întâmplă marți, 9 mai. O zi în care am întors niște situații, cumva e o prudență, n-aș putea să spun că sunt niște situații dificile, ci mai degrabă există o prudență, iubirea învinge, dar încă poate sunteți reticenți, prudenți, n-aveți încredere sau nu vă inspiră încredere o anumită persoană care vă face poate o declarație de dragoste, există și o astfel de posibilitate. Posibilitatea să cunoașteți multe persoane chiar, dar... și să vă decepționeze, să spunem, invidia cuiva. E o zi în care se poate face dreptate justiție, dar e o zi în care cumva vă și stresează poate o rivalitate. E o zi în care există totuși un echilibru care vine prin credință, fidelitate, poate de aceea joacă un rol important, sinceritatea, dezinteresul, buna intenție. Pentru că poate fi o zi care aduce mari schimbări bune, clarificări bune sau vindecări, să zic așa, un echilibru. Haideți să vedem zodia Berbec, în primul rând. O citire intuitivă pentru fiecare zodie, așadar. Un tarot horoscop în care se dezvăluie energiile zilei pentru fiecare zodie. Taur, vedem și cum va fi pentru zodia Gemeni, zodia Rac, zodia Leu, zodia Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, zodia Pești. Și avem și energia generală. Da, o energie în care, într-adevăr, trebuie să vă învingeți niște temeri, niște frici. Poate apărea o situație puțin intimidatorie, pot apărea întârzieri, blocaje, să zic așa, și din cauza unor ezitări, unor frici, unor temeri, unei persoane care poate vă intimidează. E ca și cum ați fi la un examen și voi știți ceva, dar totul vă e teamă. Vă e teamă că nu vă veți descurca sau examinatorul este puțin cam dur, cam exigent și asta vă paralizează, să zic așa, puțin frica. S-ar putea și să aveți de-a face cu o persoană care poate nu e tocmai sinceră și cumva căutați soluții cum să vă deblochezi să vă deblocați această situație. Deci e o zi în care cumva puteți avea de-a face și cu cineva care cumva și încearcă poate farmecele personale sau chiar încearcă vreun farmec, să zic așa, încearcă cumva să păcălească pe cineva, să intimideze pe cineva, să farmece pe cineva ca să aibă un câștig. Și momentan poate vă simțiți cumva paralizați, ca și cum vrăjiți, rugați, fascinați, dar după aceea
vă dezmeticiți. Berbec, nu o zi în care puteți avea evenimente, petreceri. E o zi poate aglomerată, stresantă, dar cu determinare, cu ambiție, vă văd că veți avea ceva de felicitat, veți fi felicitați, veți primi premii, veți primi daruri, vă relaxați, trăiți în lux, să zic așa, dar vă și stresează poate cineva care poate nu are luxul vostru și poate își dorește, vă cere ajutorul sau încearcă cumva să vă mai, cumva vă stă între picioare ceva, orică pisica, orică la propriu la figurat vreo pisică. Berbec, pentru Taur, o zi fascinantă aș putea să spun, poate fi o zi cu un mare eveniment, cu o schimbare, cu o călătorie, cu niște întâlniri, lume multă, schimbări pozitive, vise care se împlinesc, rezultate pozitive, evenimente pozitive, să zic așa. Deci o mare sărbătoare pentru Taur, dar văd că și pentru Berbec, de altfel. Și pentru Gemeni, la fel, este o zi a banilor, a câștigurilor, a prieteniei, a unui contract, colaborări, popularități, o iubire. Ce să zic, e o zi foarte bună, cu vești bune. Și la, deci până acum și Gemeni, și Berbecul, și Taurul, și Fecioarele au niște, o zi extraordinară, aș putea să spun, cu multe lucruri frumoase, schimbări, comunicare, clarificări, treceți la un alt nivel, nu știu, primiți, întâlniți dragostea, vi se fac declarații, primiți daruri, cadouri, sărbătoriți, poate că aveți ceva de sărbătorit. În schimb, la Zodia Rac, și Zodia Rac are o reușită, o realizare, în ciuda unei probleme de sănătate, unor frici, unor rivalități, unei probleme care poate chiar o aveți voi cu cineva, ține și de o dușmănie, ține și de o sănătate, ține și de propriile voastre frici, insomnii, să zic așa, poate, boală cronică, răutățile cuiva, dar le veți clarifica, le veți descurca, chiar poate veni o vindecare, o iluminare, un succes, o idee, ceva, o îmbunătățire a unei situații care poate a fost puțin conflictuală. Zodia Leu, și la voi la fel, e o zi de vindecare, e o zi de clarificare, e o zi în care aveți o întâlnire importantă, poate vești noutăți, depășiți poate un stres sau ajutați, poate apărea o iertare, poate apărea o trecere dincolo de, cum ar veni, te întâlnești cu niște persoane cu care poate până atunci nu prea mai te înțelegeai. Acum poate și pentru că ai un interes, un scop, e ca atunci când te-ai divorțat și te duci să te întâlnești cu fostul pentru ca să te vezi cu copilul, de fapt, ceva de genul, cumva în numele unei situații care poate ține de un plan mai superior, mai important, pui cumva securea războiului în cui pentru moment sau chiar te împaci, chiar vindeci, chiar faci o schimbare, cumva poate veni un sprijin, un ajutor, o inițiativă de succes printr-o instituție, printr-o persoană importantă sau chiar poți cunoaște o persoană importantă care îți dă multă încredere, multă forță, multă putere. Pentru Zodia Fecioară, e o zi foarte frumoasă, a dragostei, a întâlnirilor poate secrete, intime, să zic așa, cu cineva, un randevu așa puțin de parte de ochii lumii sau cumva vă răsfățați, poate niște simțuri, să zic așa, vă cumpărați, nu știu, ceva care poate până atunci aveați un vis secret, cum se spune. Puteți avea o intuiție foarte bună, o revelație sau o întâlnire importantă cu cineva care vă învață ceva, cu un terapeut, spre exemplu, cu cineva care vă vindecă, cu ceva, poate fi și o persoană importantă din familie, poate fi și o profesionist, o persoană foarte care vă mai poate învăța ceva. Dar vă veți ocupa și de plăcerile, capriciile voastre, vă veți învinge niște temeri, veți avea niște revelații, o intuiție foarte bună, poate vi se pune puțin și răbdarea la încercare. Pentru Zodia, la unele întrebări poate veni și vești legate de o aniversare de un copil aici, puteți avea și astfel de situații, sau chiar vă duceți poate la cineva, cumva vreți să vedeți în viitor, sau aveți voi vreo viziune, vreun vis pe care vreți să-l realizați, un vis secret care acum cumva încercați să-l împliniți. Pentru Zodia Balanță, drumuri, vești, o satisfacție, chiar în ciuda unor critici, unor, să zic așa, unor cârcoteli, cumva voi vă relaxați, încercați să vă detașați, să vă odihniți. Sunteți puțin poate și într-o iluzie,
Într-un vâl al iluziei, cumva cineva, orică vă aburește, ca atunci când te uiți în oglindă și o oglindă e aburită și te păcălești tu, vezi așa o imagine distorsionată, cumva cineva, ori tu ți-o distorsionezi această imagine, ori cineva chiar încearcă să, tu încerci cumva acum, poate și prin puterea credinței, să-ți ridici acest vâl al iluziei, cumva să nu-ți pierzi nici speranța, dar nici să nu te lași amăgit, păcălit, poate, sau situația e de așa natură încât te trezește la o realitate. E cumva, fie că ai nevoie de ajutor, fie că cineva își cere ajutorul și îți dai seama că există totuși o nevoie de a te trezi la realitate, dar poate fi o zi de succes, de reușită. Zodia Scorpion, vin vești, noutăți, evenimente, drumuri, întâlniri, clarificări, dar poate și o nevoie de a lua repede o decizie. Cineva te cam urmărește, te mână cineva, să zic, te grăbești pentru că nu vrei să te prindă, să te ia prin surprindere ceva, sau poate fi vorba de vreme sau de răceală, cumva te imunizezi, încerci să te imunizezi, ai de luat o decizie importantă, cumva te înnoiești, poate faci un drum. Ziua de marți poate fi un pic o zi în care îți creezi o pagină de destin, să zic așa. E foarte importantă ziua, cumva, prin deciziile care le iei, prin ceea ce se întâmplă, pentru că dacă nu ești atent, faci erori sau iei decizii greșite, te poate influența mai târziu pe mai multe planuri, chiar, sau se poate întoarce împotriva ta. Pentru zodia săgetător, o zi fantastică a banilor, a câștigurilor, aș putea să spun, a unor noi noutăți, a unei energii pozitive, puteți face cunoștințe noi, învăța lucruri noi, vin vești bune, jonglați cu situațiile, vă descurcați, sunteți într-o zi prosperă, aș putea să spun, din toate punctele de vedere, dar mai ales material, un câștig neașteptat, o idee, lăsați în urmă, să zic așa, ce a fost mai rău, cumva ați învățat, să zic, să vă descurcați și în vremuri mai grele și în vremuri mai bune, ați învățat niște lecții și chiar poate stârniți o admirație, o popularitate, vă dai aici că puteți avea un mare succes, o mare reușită, sunteți printre câștigători, aș putea să spun, printre învingători, chiar dacă poate azi sunteți puțin, să zic așa, nimeni nu știe, știți cum sunteți aici, ca un balerin care ați făcut multe bășici în tălpi, ca o balerină, care ați făcut multe bășici în tălpi până când ați făcut cel mai perfect dans, să zic așa, și vă simțiți mândri chiar, sau aveți de-a face chiar cu o persoană care e orgolioasă, mândră, dar voi vă veți descurca și în astfel de situații, chiar vă, cum ar veni, îi strâniți admirația acestei persoane, pentru Capricorn, așteptând Capricorn, o întâlnire poate importantă, o strategie pe care o aveți voi, care ține poate și de ceva care vă preocupă, vă stresează, poate fi un conflict de interese aici, în drumurile voastre, și aveți nevoie de un ajutor, de un suport, de un sfat, de o strategie, aveți nevoie ca cineva să vă mai ia din poveară, să zic așa, e ca atunci când ești încolțit puțin de niște probleme și simți nevoia să cineva să te ajute, că nu că nu te-ai descurcat, dar te epuizezi prea mult și nu mai faci față, după aia ai nevoie de mai multă forță și cumva e o zi în care poți primi ajutor, sfat, înțelept, intervine cineva pentru tine, credința joacă un rol important, dar pot fi drumuri dificile sau conflictuale, puțin obositoare. Poate fi una peste alta, auzi cu câștig, să zic așa, ține foarte mult de comunicare, de strategie. Pentru vărsători, o zi în care puteți primi sprijin, ajutor, avea un câștig, un echilibru, o vindecare, o împăcare, o clarificare, o justiție, cumva o întâlnire de suflet chiar, o prietenie, o iubire. Dar ce se întâmplă pentru ziua de marți, aș putea să spun, pentru vărsători, este o zi corect, așa cum se întâmplă ea. Cumva se echilibrează cumva niște forțe, niște energii, se îmblânzesc, se mai calmează sau chiar sunt niște situații profitabile, există, cum se spune, un echilibru, o compensație. Adică dacă cumva ai avut un dezechilibru pe o parte, vine compensația din altă parte. Ai pierdut, cum să zic, nu știu, timpul pentru că, nu știu, n-ai a fost aglomerații, dar pe de altă parte după aceea ai reușit să găsești la preț redus tot ce ți-ai dorit tu și încă ceva a venit și cu bonus, să zic așa. Da, da, un exemplu, poate fi orice altceva. Deci e o zi puțin echilibrată cumva, cu o recompensă, cu o dreptate, cu o justiție, cu o prietenie, cu iubire.
E o zi în care cumva cineva își manifestă față de voi cumva bunăvoința, sinceritatea, primiți ajutor, sprijin, e o zi de profit, cumva vă veți descurca. Pentru zodia pește, așa ne-am pește, o zi a noutăților, a schimbărilor, dar puteți avea și o dezamăgire și din cauza unei probleme de sănătate sau din cauza lăcomiei, invidiei cuiva, a cutiei Pandorei, să zic așa, deci care cumva cineva, ori voi, e ca și cum răvnești foarte mult la ceva și nu poți avea, dar e mai mult o lăcomie, ca și cum te victimizezi singur. Îți plângi singur de milă sau cauză că să impresionezi pe cineva să îți plângă de milă și vei descoperi că nu îți plânge nimeni de milă, că fiecare are altă treabă, alte vise și nu ai altceva de făcut decât să te noi să schimbi ceva și tu să ai și tu visele tale, să învingi fricile tale, să învingi balaurul, să zic așa, să-ți învingi această dorință de victimizare sau să nu mai victimizezi tu pe cineva. Cumva pentru că s-ar putea să stârnești totuși o fiară. Deci s-ar putea dezamăgirea ta să vină că dacă cumva vrei tu să faci din ceva o victimă, s-ar putea ca acea persoană să nu prea vrea să fie victimă. S-ar putea să întoarcă împotriva ta, să zic așa, deschide cutia Pandorei. Cumva și atunci să te ții. Da, e o zi un pic așa, care vine cu o noutate, cu o veste, cu o reușită, poate fi o zi reușită. Deci există un blocaj, poate fi și un pic o energie puțin a unei frici. Temeri. Poate fi o energie malefică, dar această energie malefică nu are efect dacă nu o lași să aibă, ca și cum nu ți-e frică de babau. Babau există, dar dacă nu ți-e frică de babau și tu te luai și niște măsuri de siguranță, babau ori nu te găsește acasă, ori nu are puterea asupra ta, el zice bau și tu nu te sperii. Și ce să facă? Mai zice o dată bau și iar la fel. Și până la urmă pleacă, renunță că nu are ce face sau chiar pui tu o delimitare. Îi pui, să zic așa, te eliberezi, văd că e o zi în care poate fi o zi eliberatoare, să zic așa, sau poate că e ceva de sărbători care ține de o eliberare, de o independență, să zic așa, de o cineva nu mai se victimizează, cineva nu mai nu sărbătorește victimele, ci mai degrabă victoria, să zic așa, poate fi o zi de acest gen, dar poate și există cineva totuși și puțin dezamăgit, puțin de planul personal. Deci, pe ansamblu pot să spun că ziua de marți are multe, multe lucruri frumoase, noutăți, evenimente, petreceri, înțelepțiri, vești foarte multe care circulă, sprijin de la persoane importante, pot fi într-adevăr poate și pe societate niște evenimente importante, dar și în plan personal sunt întâlniri importante și în plan personal cumva există o energie puternic pozitivă sau chiar o conectare la divinitate, că intervine divinitatea, că intervine vreo persoană importantă, că ai tu mai multă încredere în tine și forță și putere și asta îți dă o altă stare. Ceva se întâmplă. Deci ziua de marți o văd foarte frumoasă. Da, o zi cu succes. Acestea sunt spuse, dragile mele, dragii mei, vă doresc o zi într-adevăr frumoasă, magică. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!